Cum ai cunoscut Asociația Speranță pentru România? Asociația Speranță pentru România m-au contactat dânsii și mi-au spus că ar dori să ne ajute exact când noi nu mai aveam nicio speranță. Deja apelasem la foarte multe asociații care ne-au refuzat sau ne-au refuzat pentru că aveau deja cazuri care erau mult mai grave, într-adevăr. Și practic, când am aflat că Asociația Speranță pentru România ne-a sărit în ajutor, am simțit cum Dumnezeu ne dă o a doua șansă. Care a fost relația ta cu asociația de la momentul în care ai intrat în legătură cu colega mea Doriana și până în momentul de față? Cum evaluezi relația ta cu asociația? O relație foarte bună. Chiar țin să mulțumesc din suflet. La orice întrebare mi s-a răspuns, la orice problemă mi s-a răspuns. Campania s-a deschis, deci s-a strâns o sumă frumoasă de bani și sperăm din toată inima să se strângă cât mai repede suma de care aveți nevoie pentru a putea pleca în Turcia.